Prețurile la apă și canal practicate de Hidro Prahova îi nemulțumesc tot mai mult pe locuitorii de pe Valea Superioară a Prahovei. Dacă în urmă cu doar câteva luni acestea erau hotărâte de fiecare consiliu local, acum prețul este unic în tot județul și este impus de strategia de tarifare prevăzută în proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova. Mare, este la apă în special, mare. Plătiți. Eu am plătit apă până acum 440 de lei vechi și acum plătesc 700, mai mult de 50% la scurt. E posibil așa ceva? Chiar dacă se vor face investiții în rețeaua de apă și în stații de epurare? Noștri? Pe banii noștri? Noi de ce cotizăm? Pe banii noștri? De-aia scumpește ca să facă investiții. Să dea șmecherea mari, să dea bani de la buget. O părere mai mult decât proastă. Este inadmisibil ca să mărești cu 51% apă. 20, 30, maxim 15, dar nu așa. Nu există nicio scuză, după părerea mea personală. Indiferent în ce, prea sunt de acord cu o scumpire, dar nu cu 51%. Atât apă, 51%. Nu. Sunt 20, 30 maxim, sunt de acord. Sunt cheltuieli, le înțeleg, criza financiară, dar așa ceva nu. La Sinaia, prețul unic stabilit de Hidro Prahova a fost de nenumărate ori motiv de discuții în ședințele de Consiliu Local. Noi am încercat să ne opunem tarifului nou de la apă. Din păcate, este un tarif unic pe județ și operatorul nu poate să practice tarife diferite, dar eu sper pentru că, adică nu sper, am solicitat în cadrul Consiliului Local, am solicitat operatorului, ca de banii care rezultă în urma măririi prețului să se facă investiții directe în apă. Pentru că nu cred că e normal ca orașul Sinaia să suporte pierderile orașelor, dau exemplu Plopeni sau alte comune din sudul județului, prin banii luați de la cetățenii din Sinaia. Deci banii pe care oamenii îi plătesc în plus în Sinaia să se regăsească în investiții efectiv în Sinaia. Și sper că acest lucru se facă. Dacă nu, o să mergem poate până într-acolo încât o să solicităm rezilierea contractului de concesiune. Nici la Bușteni oamenii nu sunt mulțumiți de noile prețuri, chiar dacă investiția în oraș va fi de 15 milioane de euro și va consta în modernizarea stațiilor de captare și în realizarea unui canal colector ce va lega zona de stația de epurare de la Sinaia. Mi se pare exagerat una. Și din pensia mea de peste 1000 de lei să mă oprească atât și să se majoreze atât, parcă mi se pare prea mult. Păi s-a dublat și e mult. Într-o regiune de munte unde apa vine, vorba aia, gratis, din izvoare, nu mai e nevoie de nicio investiție. Apa curge bine în Bușteni. Este vorba despre investițiile în canal și în stații de epurare. Da, e adevărat, stațiile de epurare mai trebuie curățate. În fiecare an au oprit, chiar acum o lună am mai fost oprit apa. Primarul orașului Bușteni, Emanuel Savin, a găsit o soluție pentru ajutorarea oamenilor. În săptămâna trecută am aprobat în hotărâri de Consiliu Local, prin care am aprobat să cumpăr 2000 de apometri. O problemă a prețului este și problema apometrilor. Deci cei care nu au apometri plătesc la paușal. Și un cetățean, vă spun sigur, nu consumă 6 metri cub de apă. Nu consumă. Și automat când îți trece 6 metri cub de apă, îți trece și 4,8 metri cubi de canalizare, pentru că 0% din apa potabilă se transformă în apă uzată și atunci plătești și canalizarea. Toți cetățenii care nu au apometru vor primi apometru și nici taxa de conectare nu se va achita. Deci va fi gratis. Cred că am făcut ceva în sprijin. Eu trecem într-o perioadă grea, fiecare, eu știu, pensionar, fiecare familie, dar nu se poate fără operator unic, nu putem să primim bani la Uniunea Europeană. Beneficiile majorării prețurilor se vor vedea abia peste câțiva ani, când la Sinaia va fi realizată o stație de epurare modernă ce va deservi localitățile Azuga, Bușteni și Sinaia.